Salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip din categoria celora pe care le fac pentru a vă lua bani, pentru a face vizualizări și pentru a câștiga notorietate, a fi vedetă. Pentru că am văzut că așa mai nou pe YouTube nu mai am loc de anumite persoane care mă tot atacă în acest sens, că fac aceste videoclipuri pentru aceste motive. Scuzați-mă de paranteza pe care o fac și imediat revenim la treburile noastre. Dragilor, dacă vroiam notorietate, dădeam curs nenumăratelor cereri și mă prezentam la televiziunile care m-au contactat să apar pe sticlă, mergeam la publicațiile care m-au contactat să scriu articole sau la radio și așa mai departe. În schimb, nu, eu v-am ales pe voi, oamenii minunați care sunteți alături de mine și cu care am creat această comunitate uimitoare, pentru care vă mulțumesc. Locul acesta, canalul de YouTube TB Tips, unde ne dăm cu părerea, facem anumite videoclipuri, căutăm anumite informații și reușim să colaborăm și să ne simțim bine. Eu vă aleg pe voi, nu mă interesează notorietatea, nu mă interesează televiziunile, pentru că, sincer, nu am timp de către ele. Într-o altă ordine de idei, faptul că filmez doar aici în grădină, tot pentru domnii cei care n-au loc de mine, dragilor, filmez aici pentru că în momentul în care ies la o pauză de o cafea, fac și un videoclip cu plăcere pentru ceilalți oameni minunați care mă urmăresc și cărora le mulțumesc. Am putea să mergem prin livezile mari, am putea să mergem prin intensive și așa mai departe, dar sincer nu am timp pentru aceste filmări. În schimb, astăzi o să discutăm despre un alt aspect, o să vă dau un nou pont, de fapt, de drept o informație pe care eu o consider destul de utilă pentru toți oamenii care mă urmăresc, fie că sunteți în mediul rural sau fie că locuiți în apartamente, în garsoniere, cu toții avem animale de companie, în special câini și pisici. Iar în material de azi vreau să discutăm puțin despre anumite alimente pe care nu ar trebui să le dăm animalelor noastre de companie. Sistemul nostru imunitar, tubul nostru digestiv și toate procesele care au loc în organismul nostru sunt oarecum diferite de cele ale animalelor noastre de companie și dacă putem vorbi din acest punct de vedere, sunt anumite alimente cărora nouă ne fac bine, dar animalelor noastre de companie le fac foarte rău. De ce îmi permit să fac chestia asta, să vă fac acest material și să vă dau aceste sfaturi? Pentru că am animale de companie, da? Am foarte multe. De exemplu, câini. Fie că vorbim despre Kira, care mânca găini și am adoptat-o, fie că vorbim despre Vicky, care era un metis de labrador și urma să fie aruncat pe drum, fie că vorbim despre Mi și așa mai departe, am 10 câini pe care îi îngrijesc, pe care îi dresesc, pe care îi țin cu plăcere lângă mine și îmi bucură zilele mie și familiei mele. Ce spuneți? Vi prezint înainte de a discuta despre aceste alimente pe care n-ar trebui să le dăm? Haideți să vi prezint. Și haideți să începem cu cei mai noi dintre ei, și anume Luna și Cumia. Două fete care au venit acum în familia mea, mai nou, și sunt aici, se ceartă cu mine. Ce e, tata? Ce e, fetele? Haide, tata, hai! Și care sunt nerăbdătoare să ne jucăm împreună. Ia, Luna, Mia, ce faceți, tata? Hai, Luna, Mia, au fugit. Luna, Mia, ce faci, tata? Nu-i voi aici. Haide, tata. Haide, nu-i voi aici, tata. Nu-i voi, nu-i voi. Nu-i voi. Fetele lui tata, fetele, fetele, fetele. Ce face, tata? Ce face fetele lui tata? Haide. Hai să ne jucăm. Vreți ceva de mâncare? Hai să vedem, tata, ce. Ia aici. Le lăsăm pe cele mici deoparte pentru că sunt mai trubaduri, așa, mai needucate, dacă am putea spune, dar se va schimba repede acest aspect. Și haideți să vă arăt pe Vicky. Probabil, cum mai știți, momentan este în carantină, pentru că a fost operată din cauza bubuiturilor de la Crăciun. Pentru că mulți câini, atunci când aud zgomotul pocnitorilor, se sperie. Da? Ia-mi te. Ok, aici la mine, la subsol, și aia este Vicky. Și dacă vreți să vedeți cum arată Vicky, vine aici, tata! Șezi? Șezi? Așa. Uitați, cred că observați ce s-a întâmplat cu ea. Este rănită, este operată. Ce faci, tata? Ce faci, băi, fată? Bă? Și totul din cauza acelor petarde. S-a speriat, a fugit, deși a niște boxe foarte ok. Și pur și simplu s-a prins în niște fiare. Dar, mulțumesc Dumnezeu, este bine. Bravo, Vicky, șezi. Și este ok. Hai, culcat. Hai să facem un culcat, să ne arătăm că știți. Hai, culcat! Culcat! Culcat!
Bravo, liber, hai, hai să mergem. Haideți să vi prezint și pe ceilalți, pentru că și mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat dacă nu mai fac videoclipuri cu câini sau nu vă prezint câinii mei. Haideți cu această ocazie să vi prezint și pe aceștia. Și mergem la celelalte fete pe care le avem. După cum vedeți, acesta este locul în care căței mei stau. Avem boxe, este curat. Pe jos avem pavaj, pentru că animalele fac parte din familia mea. Iar ea este Kira, cea care servea găin. Hai Kira, liber, tata! Bravo, fata! Ia uitați ce mă duc! Vivo, aștepți! Ea este Daisy. Daisy, așteaptă tata! Da? Un alt brac german, foarte iute, foarte cuvinte. Hei! Mișa, la fel, lovită la o... Ce e, tata? Dă-te jos, gata, nu voi. Și cei mai gălăgioși dintre ei, Mura, Lili, Vera și Costel. Nu-i voie. Uite. Hei, nu-i voie. Cam aceștia sunt câții. Pleacă de aici, nu-i voie. Ce e, tata? Hei. Vera, dacă te mai urci pe mine, să vezi bătaie ce-ți dau. Fugi de aici, mă. Cușca la tine! Cușca! Cușca la tine! Cușca! 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 După cum vedeți, sunt educați, sunt dresați, au avut foarte mare grijă de ei și sunt la fel ca copiii mei. Intră la cușcă! Cușca la tine! Cușca! Chiar dacă tonul meu este unul mai deranjant, unul mai nervos, mai agresiv, trebuie să știți că animalele în general de companie înțeleg tonul pe care vorbiți cu ei. Unii dintre câini putem fi capabili să înțeleagă până pe la 200 de cuvinte. Vera, Mura, cușca, cușca la tine! Sunt mai neastâmpărate puțin, mai avem de lucru cu ea. Mura, cușca la tine! Cușca, am zis! Lili! Vera, intră la cușcă! Cușca la tine! Cușca acum! Cușca! Cușcă! Și haideți să începem cu primul aliment, care este des întâlnit și pe care noi îl mâncăm cu plăcere. În schimb, pentru animale, în special pentru câini, este toxic, și anume ciocolata. Chiar dacă noi o consumăm și ne place, ciocolata pentru câini este toxică. Indiferent cât de mult s-ar guduri pe lângă dumneavoastră sau cât de mult v-ar cere, vă sfătuiesc sub nicio formă să nu dați câinilor ciocolată sau produse care conțin ciocolată. Deoarece ciocolata este bogată într-o substanță numită teobromină, o substanță pentru care pentru noi oameni este inofensivă, în schimb pentru câini este toxică. Ea acționează asupra metabolismului animalului și încetinește procesele metabolice, ceea ce va putea duce la o stare de rău a câinelui, la o latență, la dureri abdominale și multe alte procese, fapt pe care nu vi-l doriți. Pur și simplu îi face rău și de aceea trebuie să evitați să le dați ciocolată. Chiar dacă noi mâncăm cu regularitate ceapă și usturoi, acestea n-ar trebui să găsească în alimentația câinelui. Pentru că au un efect, substanțele active din aceste legume au un efect care acționează asupra globulelor roșii la animale. Și în special, acest aspect poate conduce la o stare de latență, la o anemie a animalului, fapt pentru care veți ajunge cu el la medic și nu știți ce se întâmplă. Așa că, sub nicio formă, căutați pe cât posibil, chiar dacă este preparat, sunt preparate termic, să nu dați aceste produse câinelor. Ia, s-au luat la ceartă. Stafide sau struguri. La fel, nu dați animalelor dumneavoastră, nici câinilor, nici pisicilor, pentru că aceste fructe
pot duce la o insuficiență renală. Substanțele active din aceste fructe acționează asupra tubului digestiv al animalelor, ficatul acestora nu prea poate să-l proceseze și automat organele care spală aceste toxine împreună cu ficatul, cum ar fi rinichii, duc la o insuficiență renală. Boală degenerativă care nu poate fi tratată sub nicio formă. Așa că atât pisicilor cât și câinilor dumneavoastră căutați pe cât posibil să nu le dați struguri sau stafide. Un alt fruct la fel de toxic, aș putea spune că este chiar mai toxic decât stafidele sau decât strugurii sau decât ceea ce v-am spus până acum, este fructul de avocado. Sub nicio formă nu dați niciun compus din pulpa fructului sau sâmburi de avocado animalelor dumneavoastră de companie. Bine, teoretic nici pentru noi oameni nu este bun, dar nu intrăm în polemici. Fructul de avocado și semințele acestea sunt foarte bogate într-o substanță numită persină. Această persină acționează ca o toxină asupra sistemului digestiv, cam la toate ființele vii, dar în special la animalele de companie, câini, pisici, păsări, iepuri și mai departe, provoacă daune majore, putând duce printr-un consum repetat până la decesul acestor. Așa că evitați pe cât posibil avocado să dați animalelor noastre de companie. Iar acum să discutăm despre o altă substanță, de fapt despre un produs, un rezid, dacă aș putea spune, la ceea ce mâncăm noi, oasele de pasăre, în special cele provenite de la aripi și de la picioarele păsărilor. Nu dați sub nicio formă aceste oase câinilor, indiferent de natură, de talie sau de ce vreți dumneavoastră, pentru că aceste oase au o densitate foarte puternică și prin roadere, prin spargere, se descompun sau se rup în așchi foarte mici. Acestea, odată adujuse în intestine și în stomac, vor putea înțepa țesuturile, creând boli foarte puternice, complicații, astfel încât uneori este nevoie de intervenție chirurgicală sau, mai rău, animalul dumneavoastră de companie poate muri fără să vă dați seama de unde a fost. Așa că nu dați oase care prin spargerea lor se fac așchi. Și în special vorbim despre oasele de găină, de la picioare și de la aripi, acele ciocănele denumite generic. La fel putem spune și despre oasele mari de vită. În schimb, oasele care provin din partea coastelor, oasele care provin din țesuturi moi, cum ar fi toracele, păsările sau așa mai departe, pot fi date fără problemă. De preferat, în prealabil, să fie preparate termic. Așa că, dragilor, sper că am depășit oarecum perioada în care țineam un câine în lanț în fundul grădinii, care lătra acolo singur și-și trăia toată viața 15, 16, 17 ani, legat de un par și un coteț în frig și așa mai departe. Indiferent de această situație, pentru mulți dintre noi, animalele noastre de companie reprezintă o parte din familie. Pentru mine, unul reprezintă. Pentru cei care țin câinii în continuare în lanț, de asemenea, știu, sunt sigur că iubiți sau poate nu conștientizați sau nu v-a interesat până acum, este treaba dumneavoastră, nu condamn pe nimeni. În schimb, aveți grijă de animalele dumneavoastră de companie, pentru că vă aduc de foarte multe ori bucurie, ați văzut ce frumos vă simți, ce bine vă simțiți când alinați sau când mângâiați o pisică, chiar are un efect terapeutic benefic, scade tensiunea, este dezvoltată și liniștește, este demonstrat științific acest aspect. În schimb, căutați pe cât posibil să evitați anumite alimente care le pot face rău animalelor dumneavoastră de companie. În completarea la ce am spus eu, puteți să intrați pe diferite site-uri de specialitate unde găsiți de asemenea informații de calitate de la oameni care sunt specialiști și care vor binele animalelor voastre și care vă sfătuiesc numai de bine. Iar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!